Iustin Moța, directorul bazei de aprovizionare Rovinar din cadrul Societății Naționale a Lignitului Oltenia, a ajuns în spatele gratilor. Judecătorii au decis aseară ca directorul să fie cercetat în stare de arest preventiv pentru abuz în serviciu, înșelăciune, fals și uz de fals. Moța este acuzat că a facilitat o tranzacție ilegală în urma căreia SNLO a fost prejudiciată cu peste 1 milion de lei.